Demersurile făcute de reprezentanții Partidului Național Liberal, pe lângă Ministerul Transporturilor, pentru ca pe ruta Câmpul Lung București să circule săgeata albastră, nu au avut ecou pe perioadă îndelungată. Dacă la început săgeata a funcționat regulat, de câteva săptămâni, trenul fabricat la începutul anilor 2000 a fost din nou înlocuit cu mocănița fabricată în anul 1950, iar acest lucru s-a întâmplat când afară erau temperaturi cu mult peste 30 de grade. O postare cu mocănița a făcut un câmp lungean zilele trecute pe pagina sa de socializare. Se pare că ruta Câmpul Lung București nu este una importantă pentru feroviari, iar când au nevoie de câte o garnitură, o solicită pe cea care ar trebui să funcționeze până în municipiul nostru. Călătorii sunt debusolați și nu știu cu ce garnitură vor face călătoria. Ca un exemplu, ieri a funcționat mocănița, iar astăzi a sosit în gara de la Câmpul Lung săgeata albastră. Surse apropiate feroviarilor spun că aceasta va mai funcționa în acest sfârșit de săptămână, pentru că se întorc acasă studenții pentru sărbătoarea municipalității.